Toți cei care aveți scripturile, vă invit să le deschideți la Evanghelia lui Luca, la capitolul 2. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 20. Câteva versete dintre acestea s-au mai citit în seara aceasta, dar ne prinde bine să reauzim cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dragător în Siria cu Irinus. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleem. Pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logonica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe Fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a într în troiesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmelor. Și iată că un Înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și odată împreună cu ungerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstori au zis unii către alții, Haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstrea toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvindu și lăudându pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zisere și văzusere. Și care erau în tocmai cum li se spusese Amin. Vă invit să luați locurile. Este seara de Crăciun și astăzi ne bucurăm de vestea bună. Și despre asta deja s-a și vorbit în timpul de închinare, prin cântare. Și despre acest lucru vom vorbi și în seara aceasta, despre vestea bună adusă de înger pentru noi toți. Dar vedeți, uh, cum e cu veștile și cu știrile. Și astăzi, dacă ne uităm, de obicei, veștile rele și, cele, și știrile rele curg mai repede și uh, ridică ratingul mai mult decât cele bune. Și ne întrebăm de ce oamenii reacționează atât de repede, atât de intens când e vorba de o știre rea. Și uneori când e o știre mai bună, trece așa ștearsă, nici nu se aude prea tare. În seara aceasta avem înaintea noastră nu doar o veste bună, avem cea mai bună veste, că Isus Hristos este Mântuitorul nostru. Dar problema este că de cele mai multe ori, oameni, chiar și creștini, atât de mult se obișnui cu acest mesaj încât trece pe lângă urechea lor. Mă gândeam și în seara aceasta uh, și mă măturisesc când Cătălin vorbea de gospodine bune și când el a zis și ar trebui să. mi-a mi fugit mintea, ar trebui să mergem să le colindăm. Vă amintiți ce care uh, am trăit pe vremea comunismului că se lua curentul, se lua lumina. Ce veste bună era când venea lumina, așa asociam noi. Când vine curentul, vine lumina. Astăzi, dacă ai face o știre și îi spune, în data de... 24 decembrie nu s-a luat curentul. Ar fi o știre, n-ar fi nicio știre. Ar fi o normalitate. Dar de zi, cu 30 ceva de ani în urmă, era un eveniment. Când într-o zi nu se lua curentul. Pentru că noi știu, când eram copii afară, mai ales iernile, când erau zilele, nopțile lungi, se făcea totul beznă. Beznă. Noi începeam și fluieram și zbiram și... Da, ne distram, nu neapărat că protestam. N aveam în minte conceptul ăsta. Dar vedeți cum o chestiune absolut normală nu știm să o apreciem decât pe fondul unor circunstanțe nefavorabile. Da, dacă s-ar face astăzi o știre, 100 de mii, 200 de mii de clujeni care s-au pus în mișcare, toți s-au pune din punctul A și au ajuns în punctul B și nu s-a întâmplat nimic. Cine a zice, wow... Dar dacă din toată mulțimea asta de clujeni, da, cei care am umblat astăzi după încăpărături, vreo 10, 15, nu știu câți, Doamne Feri, ar fi pățit ceva, deja era break news, a fost polei, autoritățile n-au curățat drumul și s-ar fi rostogolit o veste negativă. Cum v-au ieșit cozonacii, dragilor? Ați reușit să gătiți? Dacă ați fi dat, nu știu, aveți cuptoare pe curent sau pe gaz, dar și una și alta acum s-au scumpit foarte tare. Și dacă la un moment dat Rusia nu mai livrează către Europa gaz și nu o să mai ai ce să aprinzi, o să fie o știre când din nou o să poți să aprinzi era gazul. Dar pentru că încă nu s-a întâmplat așa ceva, Ți se pare absolut normal ca de Crăciun să poți să scoci cozonacii, nu? Și să vină colintătorii să mănânce liniștit. Sau dacă ești cu cuptor pe curent, mai ales acum, și mai ales vă amintiți ce știre bombastică a fost în urmă cu câteva luni de zile când se spunea în presă că s-ar putea să intrăm într-o pană mare de curent. Și s-a rostocolit această știre de la o simplă ipoteză spusă într-un anume context. Vedeți cum chestiunile rele se leagă repede? În seara asta avem nevoie să auzim o veste bună. Partea tristă este că de foarte multe ori veștile bune trec pe lângă noi neobservate. De deci, ce în seara aceasta am ales să rămân înaintea dumneavoastră cu acest mesaj simplu? Este mesajul adus de îngeri. Nu vă temeți! că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Aș vrea să te întreb în seara asta, în mod direct, simți ceva când ți se spune această veste bună? Tresari? Realmente este o veste bună. Este cea mai bună veste. Este poate singura veste cu adevărat bună. Că ți s-a născut un mântuitor. Un jurnalist renumit a fost întrebat de ce în știrile lui aduce doar știri negative. Și răspunsul lui a zis: A fost în felul următor, pentru că știrile bune sunt ascultate doar pe fondul unor circunstanțe nefavorabile. Și asta este realitatea. Dacă nu ești conștient că ai nevoie de un mântuitor, nu te vei bucura de el. Dacă în viața ta de zi cu zi ai o grămadă de alte surogate care îți dau impresia că tu ești în regulă, că tu ești ok, din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual, vestea că ți s-a născut un mântuitor trece pe lângă urechile tale și te întrebi, ok, ce cu asta? Nu știu dacă prindeți nuanța care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră, dragilor. Dacă nu ești conștient că ai nevoie de mântuitor, dacă nu îți vezi groapa din care ai nevoie să fii salvat, nu o să înțelegi niciodată bucuria acestor oameni. De deci asta, aceasta aș vrea să aduc cel puțin trei aspecte la acestei vești bune. În speranța că vă roșii cumva să-ți atrag atenția să te determini să iei mai în serios această veste. Să nu o lași să treagă pe lângă urechile tale ca multe alte informații. În primul rând ce aș vrea să subliniez este că această veste bună are la bază un eveniment istoric real. Nașterea lui Isus Hristos nu este o poveste, un mit. Nu este o legendă nu este o povestioară pe care să o spunem copiilor ca să poată să adormă în seara. De la versetul 1 până la versetul 7, Luca, în Evanghelia lui, aduce tot felul de elemente concrete prin care el realizează tot contextul în care a avut loc acest eveniment istoric. În vremea aceea, a lui Cezar August. Ne fixează în timp și ne spune pe vremea acestui împărat s-au întâmplat aceste lucruri. Din punct de vedere geografic ne spune în Betleem, în citatea lui David. Nu într-un oraș mitologic, nu știu unde, unde nu poate fi verificat. Nu! În timp și în spațiu și toate aceste informații pot fi verificate. Ne vorbește despre Iosif. Soțul Mariei, logodnicul Mariei, da? El ne spune că era din seminția lui David. Are o genealogie, are o istorie, el însuși. Și toate aceste elemente vin și ne creonează cadrul istoric în care acest eveniment s-a întâmplat și este un fapt real. Dar ideea este că această veste bună a fost împletită cu o grămadă de povestioare, cu o grămadă de lucruri care au venit și au aranjat decorul diferit. Și au schimbat chiar și mesajul. Au schimbat esența. Și a fost transformat într-o chestiune care ar trebui să ne gâdile sentimentele, să ne îndulcească, să ne încălzească, să ne facă să ne simțim bine. Și astăzi din Crăciun a rămas doar luminițe, decorațiuni, prăjituri și mult oboseală. Și vestea bună? Unde este? Dragul meu, aș vrea să spun în seara aceasta că la nașterea Domnului Isus Hristos, când s-a întâmplat acest eveniment istoric, Dumnezeu însuși a penetrat istoria noastră. Și prin nașterea lui Isus Hristos, Dumnezeu însuși a împlinit zeci de profeții din Vechiul Testament. A fost un moment istoric în care El, Dumnezeu, a dovedit că El stăpânește peste istorie, că ține istoria în mâna Lui și a pregătit toate împrejurările și tot contextul ca să se potrivească cu absolut toate profețiile spuse în Vechiul Testament de până atunci. Și asta dovedește a tot puternicia Lui, măreția Lui. Dovedește faptul că El, Dumnezeu, a venit și s-a implicat în istoria noastră omenirii ca să mă mântuiască pe mine și pe tine. Și asta nu este o poveste doar de spus copiilor mici, ci este un eveniment real, istoric, care poate fi documentat. Mult mai mult decât multe alte evenimente istorice care apar în manualele noastre de istorie. Deci, acea în seara aceasta, ești pus în față unei realități nu în fața unei povestioare, ești pus în fața venirii în lume a Fiului Lui Dumnezeu. Și asta trebuie să stârnească în tine o anumită decizie, o anumită reacție. Un al doilea lucru care aș vrea să sublinez în seara aceasta, este că această veste bună este despre un mântuitor care s-a întrupat despre un fiu de Dumnezeu care a ales să vină în lumea noastră în această formă, întrupându-se. Și aș să deschideți cu mine, ca să înțelegem valoarea acestui adevăr, Vreau să deschideți cu mine la cartea evrei. Am să citi, am să, a, o să citim împreună din Evrei, capitolul 10. Ascultați ce spune aici autorul cărții Evrei, din, de la versetul 1 începând. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu fățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin același jerfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, N-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jerfe. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și alțapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră El în lume, adică Isus, de aceea când Isus Hristos a venit în lumea noastră și este vorba de acest eveniment, despre nașterea lui Isus din Maria. Da? El zice, tu n-ai voi nici jerfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit ce? Știți textul, spuneți-mi. mi, mi pregătit un trup. Atunci am zis, iată mă în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta Dumnezeule. După ce întâi a zis, tu n-ai voi nici și n-ai primit nici jerfe, nici prinos, nici arde tot, nici jerfe pentru păcat, lucruri toate aduse după lege. Apoi zice, iată mă, vin să fac voia ta Dumnezeule, el desfințează astfel pe cele din tine ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jerfiria și din nou sublinează autorul cărții evrei, prin jertfirea trupului lui lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna ce ne spune autorul cărții vrei că tot sistemul levitical de jertfe de fapt n-a rezolvat problema păcatului nostru a fost nevoie de o altă jertfă a fost nevoie de altceva Acestea, spune autorul cărții evrei, erau doar umbra lucrurilor viitoare. Da? Umbra nici unui lucru bun, nici unui lucru rău. Nu se poate face nimic. Da? Dacă vrei să încaleci pe umbra unui cal, tot acolo rămâi pe loc. Sau dacă vezi umbra unui câine supărat și nervos, dacă vezi doar umbra și nu pe el, mai de ce să-ți fie frică? Deci umbra lucrurilor viitoare ne-au servit, ne-au fost de folos, dar nu începește rezolvarea păcatului în sine. De aceea spune textul, când Iisus Hristos a venit în lume, a fost necesar ca El să vină în această formă trupească. Și deschideți și la Evrei, capitolul 2, unde tot așa de frumos vorbește uh, autorul. Spune versetul 14 astfel, dar deoarece copiii se împărta sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele pentru că, a el, adică Isus, da? Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe tot ceea care prin frica morții erau supuși robei toată viața lor. Că și ne nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminției, seminții lui Avram, în ajutorul nostru al oamenilor. Și ca să sublinez mai mult valoarea acestei întrupări, aș vrea să deschidesc cu mine la Romani, capitolul 3. Și am să citesc, începând cu versetul 21, ca să vedeți de ce a fost necesar să vedem împreună, să înțelegem mai mult și mai bine valoarea acestei vești bune. Că Iisus Hristos a venit în trup, s-a întrupat, s-a născut. Versetul 21 din Roman 3 spune așa, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Isus Hristos. Pe El, pe Isus, da? Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui, auziți, o jertfă de ispășire. Și aici mă opresc ca să vă atrag atenția la ceea ce urmează, ce spune Pavel? De ce a fost nevoie de o jertfă de ispășire? De ce a fost nevoie ca Isus să se întrupeze? Ca să-și arate neprihănirea lui. Cum adică? A cui neprihănire? A lui Dumnezeu. Adică ca să-și arate nevinovăția lui. Dar Pavel, care e problema? Știți care este problema? Dumnezeu care este sfânt. Nu putea să ierte un păcătos, un om, pe baza unei jerfe de animal. Schimbul de valoare era inechitabil. De aceea, în Vechiul Testament, Dumnezeu spune că trecuse, acoperise oarecum, băga se toată mizeria, toate păcatele. Până la împlinirea vremii, când trebuia să vină în lume adevărată jertfă și ca să se poată aduce și Hristos ca jertfă, trebuia să aibă un trup. Deci Dumnezeu ne consideră pe noi neprihăniți, dar fără ca cineva să-L poată acuza pe Dumnezeu că strâmbă legea Lui. Că doar dacă-i Dumnezeu poate să facă ce vrea, ar putea să spune cineva. Da, dar Dumnezeu e consecvent cu caracterul Lui neprihănit. De aceea nu poate să șteargă păcatul pur și simplu cum noi suntem obișnuiți la tablă, când mergem și ștergem tabla. A dispărut, s-a dus. Nu, păcatul trebuie ispășit. De aceea și în cartea Isaia, Dumnezeu, după ce descrie dezastrul spiritual în care este poporul, spune, veniți totuși să ne judecăm. Și asta ar însemna o amenințare. Dar Dumnezeu continuă de vor fi păcatele voastre. Cum e cărmâzul, se vor face albe ca lâna. De ce? Și asta trebuie să înțelegem noi în seara asta, dragii mei, Dumnezeu când ne iartă, nu ne iartă fără elementul acesta al judecății, al condamnării. Și păcatul trebuie condamnat și spășit. De aceea Iisus Hristos a trebuit să vină în lumea noastră să-și asume un trup. De aceea vestea asta este bună. Pentru că ea rezolvă cu adevărat problema păcatului tău și problema păcatului meu. Dragul meu, oprește-te în un loc un pic. Ia o pauză din toată lergarea ta, din tot zbuciumul vieții tale și înțelege acest adevăr. Dumnezeu la împlinirea vremii, când a planificat El, a pregătit-o contextul, l-a dus pe Isus în nume. Scopul în sine nu era doar întruparea. De aceea și Evangheliile Trec destul de repede peste acest eveniment. Dar fără această întrupare, nu putea să vină moartea, crucificarea și apoi învierea De aceea ni s-a născut un mântuitor, ni s-a întrupat un mântuitor, pentru că altfel nu putea să se aducă ca jertfă Ne aducându-se ca jertfă, el, fiul de Dumnezeu neprihănit, curat, sfânt, el nu a murit pentru el însuși, ci a murit pentru toată lumea, spune cartea roman. El astfel s-a putut califica să fie un mijlocitor și jerfă pentru noi, între noi și Dumnezeu. El era și marele preot, el este și jerfa. De aceea în seara aceasta afle această veste bună, oricine ai fi, oricât de căzut în păcat ai fi, oricât te-ai avea la activ, dragul meu, vestea bună seara asta este special pentru tine. Din înaltul cerului, Dumnezeu s-a coborât pentru tine să-ți schimbe viața. Nu este păcat pe care el să nu-l poată ierta? Nu este putere? Chiar și a morții el o poate birui, pentru că este fiul de Dumnezeu care s-a jertfit ca tu să fii liber, ca tu să fii iertat. Și asta este chiar singura veste bună pentru tine. Ai un mântuitor, ai un salvator. Dar ca să înțelegi această veste, trebuie să înțelegi groapa în care ești, neputința în care ești. Și, dragul meu, tragedia știți care este? Că și dacă înțelegi, și dacă nu înțelegi, la un moment dat te vei înfățișa înainte scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Toți vom sta înainte lui. Și doar aceia care au primit ispășire, care au primit iertare prin sângele lui Isus Hristos, de aceea pot să stea drept și nu o facem prin meritele noastre? Nu o facem prin strădania noastră? Nu o facem prin vrednicia noastră, ci prin vrednicia mielului lui Dumnezeu. De aceea Ioan, când îl vede pe Isus, se exprimă atât de simplu și atât de profund. Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Vestea bună în seara asta este că poți să fii liberat de orice frică a păcatului, de orice frica morții, de orice robie a păcatului. Pentru că Isus Hristos a venit să rupă jugul robiei. Și El e singurul care se califică să facă aceasta. Pentru că El este Fiul de Dumnezeu, întrupat, care a venit să moară nevinovat în locul întregii lumi păcătoase. Și toată vinovăția noastră, prin credință, o punem pe capul lui Isus. Asemeni, acelui ritual din Vechiul Testament în care venea Evreul păcătos și animalul curat și nevinovat la Templu. Și era acolo un ritual prin care își punea mâna pe capul animalului și apoi era junghiat animalul. Prin acel gest, oarecum se transfera asupra animalului întreaga vinovăție a Evreului, a omului. A persoanei. Și acasă se întorcea Evreul iertat, cu păcatul acoperit. Dar animalul rămânea acolo. Și cartea romană ne spune că Dumnezeu, pentru că a primit jerfa lui, pentru că a acceptat. În locul nostru să moare el Iisus Hristos. Dovada acestui fapt este tocmai învierea lui Iisus Hristos. De aceea, în seara asta, dragul meu, problema asta e rezolvată. Doar trebuie să accepti prin credință. Doar trebuie să vii cu umilință, cu smerenie înaintea Lui să spui, Doamne, am nevoie de Tine. Și nu contează pe ne ai fost și nu contează câte căi străine ai bătătorit Astăzi, dacă ești aici, ai venit ca să auzi vestea bună. Și este valabilă și pentru tine, dragul meu. Și un al treilea lucru cu care am să și închei este faptul că această veste bună despre acest mântuitor care s-a întrupat reclamă, cere din partea ta o reacție. Dacă mergem înapoi la păstori, primul lucru care cred că l-au făcut, s-au bucurat. Și este normal. Când îți dai seama de unde te-a scăpat Dumnezeu, când îți dai seama că erai condamnat la moarte, dar a venit izbăvitor, asta înseamnă mântuitor, salvator, Mesia, unsul. Te bucuri. Te bucuri și de lucruri mărunte, da? Rămâi cu mașina în pe fără benzină, în pană sau cu cauciucul spart și se oprește cineva la tine în situația aia și sufli ușurat, mi-a venit salvarea. Dar când e vorba de destinul tău veșnic, de ce ești oare atât de împietrit? Știi să te bucuri de lucrurile mărunte și trecătoare din această lume? Dar oare de ce suntem atât de desensibilizați când e vorba de o veșnicie, de o eternitate? Asta în seara asta trebuie să învățăm să ne bucurăm. Primul lucru care trebuie să-l faci după ce auzi această veste și după ce o crezi, e să te bucuri de ea. Să lași bucuria să intre în inima ta. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul bucurie. De ce? Pentru că vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Și după ce te bucuri, trebuie să acționezi. Trebuie să iei o decizie. Și îmi place cum Luca surprinde tot acest proces. Spune textul că după ce au plecat îngerii, s a uitat probabil unii în alții și a zis, haide să mergem. Aveți acel moment al deciziei. Putea să că ce concert frumos. Mai așteptăm și la anul. Vă mai așteptăm? Da? Nu de asta ți se arată Hristos să spui, a mai fost o experiență? Nu de asta vin îngeri, nu de asta auzi în seara asta vestea bună, nu de asta ești aici în seara asta ca să participi la un eveniment. Nu ești aici ca auzind vestea bună să iei o decizie. O decizie care ar să schimbe viața. Și -o stau, au stat să uitat unul și au zis, haidem să mergem. Și spune apoi textul. S-au dus în grabă. Au acționat în grabă fără îndoială, fără stat pe gânduri, s-au dus și spune textul că au găsit în tocmai cum le spuse să Asta trebuie să faci și tu cu viața ta. Să iei decizia să schimbi viața și Dumnezeu acolo lângă tine să te asiste. Dumnezeu e gata și abia așteaptă, te primește înapoi precum tatăl din pilda fiului risipitor. Parcă în fiecare dimineață spune textul că Altfel nu-mi imaginez cum l-a zărit tatăl pe fiul, nu? Așa spune acolo textul, l-a de departe. Pe de unde știa tatăl când vine? Probabil că stătea și l-aștepta. După cum te așteaptă pe tine tatăl, să te întorci, să vii, să-i deschizi inima și să te bucuri realmente de această veste bună. Și în seara asta poți să decizi să schimbi viața. Poate ești un creștin care cândva l-a iubit pe Dumnezeu, dar te-ai pierdut în lume? Poate ești unul care a rămas în biserică, dar dragostea ta pentru Dumnezeu s-a răcit? Poate îngrijorările acestei lumi sau materialismul acestei lumi ți-a umplut inima de altceva și motivul bucurilor tale îl găsești în alte lucruri în seara asta Dumnezeu te cheamă înapoi. În seara asta Dumnezeu cere de la tine o decizie care să schimbe viața. Pune la încercare ceea ce Dumnezeu ți-a spus. Verifică, probează în viața ta și vezi cum viața ta se va schimba. Asta trebuie să faci în seara asta. Să iei această veste bună, să înțelegi că nu e o poveste, nu e un mit. A fost un fapt real nașterea lui Isus Hristos, să înțelegi că a fost necesară nașterea Lui, pentru că altfel nu se putea jerfi pentru tine și odată ce ai înțeles acest lucru, să-L primești pe El ca Domn și Stăpân în viața ta, să te bucuri realmente de acest lucru. Și Tatăl te așteaptă să te întorci cu brațele deschise și abia așteaptă să schimbe viața. Egal cât de jos, cât de rău sau cât de bun te vezi, pe toți ne vizează acest mesaj. Dumnezeu ne cheamă să ne reîmprospătăm bucuria. Și în încheierea acestui mesaj vreau să te întreb, cât ești de bucuros? Măștile de pe fețele dumneavoastră nu mă lasă să vă văd zâmbetul sau zlipsa zâmbetului dumneavoastră. Am aici un candidat care n-are mască. El îmi zâmbește acum. Dar Dumnezeu ne cheamă să trăim în bucurie. Ai tu bucuria faptului că Isus Hristos s-a născut în inimă? Te mai bucur de acest lucru? Mai ai o veste, mai e un eveniment, mai e o știre pentru tine aceasta? Să o chestiune cu care perimată, bagatelizată, trecută de mult, expirată? Dar cum un adevărat creștin, trăiește în fiecare zi în baza acestei bucurii. De aici își câștigă toată energia și toată puterea de a merge mai departe. Nu știm ce vremuri vor veni, nu se arată vremuri foarte roz. Au fost și vremuri și mai grele ca astea. Nu știm ce va veni. Dar știm că cel care s-a întrupat a murit și a înviat este Domnul Domnilor. El are istoria în mâna Lui. Și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Și noi suntem mai Lui, orice s-ar întâmpla. Și asta ar trebui să-ți umple inima de bucurie. Toate se duc, toate sunt necesare până la mormânt. Dar Hristos și puterea Lui rămâne în veci și după mormânt, pentru că este Fiul de Dumnezeu și odată înviat, El stă la dreapta Tatălui. Și acesta este mesajul plin de speranță și plin de bucurie cu care aș vrea să mergem acasă și care să-L ducem în colindul nostru, că ni s-a născut un Mântuitor și această bucurie trebuie să rămână și să persiste în inima noastră. Amin.